Cinci lideri ai PNTC de Sălaj au decis să treacă în echipa PNL. Motivul principal îl reprezintă, spun liberalii sălăjeni, faptul că liderul PNTCD la nivel național a decis să facă alianță cu PSD în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai. Cinci lideri ai PNTC de Sălaj au decis să treacă în echipa PNL. E vorba despre Alexandru Bora, Traian Iepure, Călin Taloș, toți foști vicepreședinți PNTC de Sălaj, Silvia Pencu, fost secretar general PNTCD și Marin Pop, doctor în istorie. Cei cinci au participat în calitate de noi membri la conferința de presă susținută vineri 19 aprilie de PNL Sălaj. Un grup de cinci membri al Biroului Județean Executiv au hotărât să urmeze linia Partidului Național Liberal, să-și dea demisia din PNTCD și să se mute la Partidul Național Liberal. Ce ne-a determinat aceasta? Practic, acțiunile făcute de domnul Pavelescu în ultima vreme, când el practic a transformat PNTCD-ul, care totuși e un partid de păstrând tradiția lui Maniu și al lui Coposu, l-a transformat într-o remorcă a PSD-ului. Noi ne-am exprimat doleanța de a intra în rândurile Partidului Național Liberal. Ne mulțumim și pe această cale modului în care am fost primiți. Iar alături de noi și-au mai exprimat doleanța de a intra tot așa în rândurile PNL-ului și a ne urma și pe noi mai mulți membri din cadrul PNTCD-ului. O să încercăm împreună să formăm o echipă în continuare cu membrii PNL-ului pentru a dezvolta ideile partidului și a încerca să obținem un scor cât mai bun la alegerile următoare, respectiv europarlamentare și la președinție. Liderul PNL Sălaj, Lucian Bode, consideră că aportul noilor membri va fi unul semnificativ. Contează foarte mult, cred eu, în astfel de momente și relațiile interumane personale. Și am avut, de cursul timpului, dar mai ales de când discutăm despre această înscriere în Partidul Național Liberal a colegilor din PNTCD, am simțit că vin cu inima deschisă și vin fără absolut nici o pretenție alta decât acea de a munci, având același scop, cum spuneam, ca și noi. Acest lucru este de subliniat și am dorit să-l subliniez și în fața dumneavoastră. Spun încă o dată, bun venit, domnilor foști vicepreședinți ai PNTCD Sălaj, Alexandru Bora, Traian Iepure, Călin Taloș, aici de față, fostului secretar general al PNTCD, doamna Silvia Pencu, aici lângă mine și, nu în ultimul rând, prietenului nostru, domnului Marin Pop, care sigur nu are nevoie de nicio prezentare lor. Sunt convins că li se vor alătura și mulți alți colegi din PNTCD,